cânte care vorbește că întotdeauna și în vremuri foarte grele, demnitatea românească a stat liberă sub o căciune. Cântecul acesta a fost scris de învățător din Zăvala Covas, pentru că nu și în fața oricui român își tăpea căciula jos. Întotdeauna îl ținea cu demnitate, mai ales că mergea la primărie. Pe vremea aceea nu se prea vorbea românește, cel puțin în Covas. Nici atunci, nici atunci se prea vorbește, dar mă rog, haideți să vorbim despre trecut mai mult astăzi. Căciula este un trecut următor, cât de extraordinar care spune asta, cu căciulile.